Așa. Băi, e cam încăpător frigiderul ăsta. Așa deja e. Deja după mărime. Câte persoane locuiți în această casă? Să te măsori. Are grăsimi 32 de grame. Mă, ce faci, mă? Bine. Hai, nu te gândi să păi, dar dăm o pizza gratis și ne pui să ne descărțăm. Da, am venit cu surpriza de sărbători. Mulțumesc frumos pentru această surpriză. Să știi că ți-am gândit-o personal, am încercat să fac o... Da. Am încercat din ea. Ok, deci avem acordul tău să intri în program. Urmează să facem două lucruri super tari. Super tari pentru cei care ne urmăresc, pentru YouTube facem treaba asta. Și mai puțin plăcute pentru tine. Respectiv să-ți verificăm frigiderul, vrei să o ținem așa într-o surpriză de asta continuă. Că știu, îți dai seama că ea oricum a văzut filmarea cu frigiderul. Da. Dacă venim în altă zi să-i filmăm frigiderul, nu facem nicio brăză. Face curat în el. Și după aceea trebuie să te luăm, să te măsori, să te cântăresc. O să facem toate chestiile astea în cursul zilei de azi. Stați cu ochii pe noi, fraților, pentru că asta este o filmare continuă și o să împărțim toate secvențele astea în mai multe episoade. Să vedeți ce se întâmplă, da? Pentru că în momentele următoare o să trecem direct să atacăm frigiderul. Ia, hai să vedem. Așa, am zis să gătesc o pizza de asta mai ecologică să-ți prepar. Și vreau să vedem exact, ia trei zi, așa, vreau să vedem exact ce... Dacă îți place genul ăsta de pizza. Vreau să... Deci pot să da, deschid, da? Da, da, pot să deschizi. Surprise! Vai! I-ați făcut-o? Da. Eu am fost cu ea în mașină când ți-a făcut surpriza, știi? Da. Și eram curios, bă, acceptă să mănânce pizza, nu acceptă că am întrebat-o de obiceiurile tale alimentare, știi? Măi, aș fi mâncat. Da. Dacă aș fi avut, aș fi mâncat. Măcar e de apreciat sinceritatea, știi? Pe de altă parte am zis să mă și deghizez ca să pară treaba puțin mai realistă. Dar acum între noi doi fie vorba, am înțeles că ai niște kilograme în plus. Da. Și ca să zic așa se vede. Și tu mâncai pizza? Da. Ți se pare ceva normal? Adică ți se pare... Da, dar cum să nu-i înțeamnă? Deci absolut normal. E o mâncare până la urmă. Hai să vedem câte kilograme ai. Ia să vedem câte kilograme ca să, să vedem cât de normal este la greutatea ta. Aici? Da, pe grese, cred. Ia să vedem. Ia. Stai să le dăm câteva detalii și oamenilor, dacă tot am intrat în filmarea ta. 1,54 ai spus. Da. La 1,54, greutatea ta ideală ar trebui să fie de 44 de kilograme. Deci, practic, avem în loc de 44. Clar, nu era cazul să mănânci pizza. Deci, clar, nu era cazul să mănânci pizza. Dar mi-a zis că urmărești pe YouTube, că urmărești da, da. Transformarea. Da. Noi ne gândeam să îți propunem să colaborezi cu noi, tot așa pe varianta asta, cum am colaborat și cu Dana. Nu știam dacă vrei să accepti sau nu și tocmai de asta vreau să te întrebăm dacă ești de acord să filmăm procedura asta de transformare, să intri în program, să mă ocup de tine. Da, da, chiar mi-aș dori. Chestia asta trebuie să înțelegi că implică o anumită expunere, le spuneam oamenilor când veneam încoace, să se gândească de mai multe ori înainte de a face o remarcă negativă, că hai, eu sunt obișnuit cu înjurăturile, o chestie de genul ăsta, știi? Mm-hmm. Dar uite cum a fost Dana și a avut bunăvoința să documentăm tot procesul, să filmăm și face chestia asta pentru oameni, pentru voi, că până la urmă asta este ideea, să învățați ceva din treaba asta. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte, o să existe întotdeauna un procent de hateri, știi? Care o să comenteze. Nu știu dacă se vede pe cameră, dacă reușesc să transmit chestia asta, e prima dată când te văd. Cred că am avut și eu puține emoții așa, m-au luat și căldurile de la asta, să vezi ce soare era afară, mi-am pus șapca asta în cap. Bă, dar nu, să știi că nu stă chiar așa de rău cum credeam eu. Bă, dar zisei că nu stă rău. Eu știu, eu eram convins că Stai că eu îl deschid. Du-te în partea aia. Așa. Bă, e cam încăpător frigiderul ăsta. Așa deja e. Deja după mărime. Câte persoane locuiți în această casă? Două. E clară, ce să mai... Da, e cam încăpător. Nici eu n-am frigider de ăsta așa mare. Dă-i drumul. Întrebarea zilei, fraților, este următoarea. Câte kilograme credeți că are Monica la 1,54 înălțime? Puneți video pe pauză și lăsați aici comentariile voastre cu număr de kilograme.